Am să încep cumva călătoria mea inițiatică la nivelul anului 2012, când uh, am ales să studiez în străinătate. Am plecat de la Cluj-Napoca, în vestul Europei, am petrecut 5 ani acolo. 3 ani studii de bachelor's în business management, care au fost structurate în 3 ani, în trei țări diferite, Danemarca, Belgia și Marea Britanie. A urmat un an de intermezzo, spre care o să revin, și ulterior am continuat în Marea Britanie la University of Warwick, unde am studiat sociologie, filozofie și marketing, dar acum acel an de intermețo, cumva între licență și master. Nu știu, ați avut până acum cumva o s-au ați trecut printr-o criză identitară. Nu știu, puteți ridica mâna, da, așa. Mulțumesc mult. Cumva și eu am experimentat sau ceea ce cred că ar fi fost în perioada respectivă o criză identitară. Există un conflict între lumea exterioară și lumea interioară, după cum l-am experimentat eu. O lume exterioară care este plină de farmec, plină de sclipici, care mereu să-ți spună cine trebuie să fii tu, să încerci să te bagi într-o cutiuță și te face să te simți cumva că nu ești de ajuns. Dar de ce face lucrul ăsta? Mi-am pus și eu întrebarea, întrebarea asta, fiindcă vrea să-ți vândă lucruri. Vrea să-ți vândă produse, vrea să-ți vândă servicii, vrea să-ți vândă idei, narațiuni. Dar există și o lume interioară care, pe care, dacă o asculți, poți să o auzi, poate aș optește uneori, nu este așa zgomotoasă. Și cred că este important ca această voce interioară să fie reiterată cu o anumită frecvență, cu o frecvență ridicată. Cred că fiecare om ar putea să facă lucrul ăsta, cel puțin să-și aleagă un moment al zilei când să facă lucrul ăsta. Că îi spuneți meditație, că îi spuneți rugăciune. Că îi spuneți, nu știu, relaxare, manifestare, cum vreți, dar cel puțin pe mine m-a ajutat uh, lucrul ăsta și am descoperit acest element și în povestea fiului risipitor. Poate ați auzit de povestea aceasta. Uh, era cel tată care avea doi fi, unul mai mare, unul mai mic. Ăsta mai mic era mai uh, cum să spun, mai sălbatic. Și el a fugit cu toată averea familiei, a cheltuit un an de zile, băuturi, desfrâu, până a zis, păi da, parcă m-am cam, nu știu, m-am cam plictisit și parcă am și intrat într-o grămadă de belele și a ajuns jobul lui să fie să dea de mâncare la animale, să dea de mâncare, nu știu, porcilor. Până a ajuns nici să nu mai poată să mănânce mâncarea respectivă pe care o a urcat la animale. Și într-un final, spune tată, ia mă acasă. Și, bineînțeles, tatăl îl ia acasă, ordonă să fie sacrificată cea mai grasă vacă, la care fiul cel mare zice, păi, alo, ce faci? Că eu am stat cu tine atâția ani, am fost doial, am fost cu minte, am fost lângă tine atâția ani. Stai liniștit, fiule, stai în lateral, fă un pas în lateral, fi cu minte, o să fie în regulă. Începe petrecerea, pun și eu pe fast forward puțin, se întâlnesc cei doi și se schimbă replica asta. Ai fost pierdut, dar acum ești găsit. Și parcă la primă vedere nu prea poți să faci sens despre toată povestea asta, așa logic, dacă te gândești, da? Dacă intri puțin mai în substrat, mai în profunzime, cel puțin eu am descoperit și din ce am mai acumulat ca informație, că de fapt noi, tu, ești, de fapt ești tatăl. Și fiu cel mare, este rațiunea, este intelectul. Fiul cel mic este spiritul aventurier, care își extrage cumva seva din exterior, caută în exterior foarte mult, dar ajunge până la urmă la concluzia că nu poate scăpa de sine și ajunge să trăiască să se accepte. Și până la urmă, intelectul, adică fiul cel mare, rămâne pe din afară. Dar de ce? Fiindcă el nu înțelege traseul inițiatic prin care a trebuit să Treacă fiul cel mic ca să ajungă acolo. Nu înțelege, nu înțelege valoarea simbolică, ca trebuie să se piardă ca până la urmă să se poată regăsi.